Bine am găsit, prieteni! Este 2 ianuarie, sper că ați petrecut bine de anul nou, a fost tot în regulă, v-ați odihnit bine pe întâi, pentru că acum e deja în 2 ianuarie și gata, reluăm postul intermitent, ca la carte. Eu am început iar cu cafeaua cu ulei de cocos. Este foarte, foarte bună. Vedeți comentariul Mirelei, comentariu întrebare, spune că a tot ținut rețete din ce în ce mai restrictive și cu din ce în ce mai puține rezultate. Și ce soluție am? Cum se poate activa metabolismul? Răspunsul meu îl știți cei care mă urmăriți, cei care mă urmăriți îl aflați acum, este foarte simplu. Post intermitent. Se numește post intermitent. O pauză alimentară de 16 ore în care se includ orele de somn, nu mâncăm nimic în acest timp, doar ne hidratăm, iar în cele 8 ore în care ne alimentăm, cel mult 3 mese, fără gustări între ele. Și pentru a potența efectul postului intermitent, este bine să reducem cât mai mult carbohidrații. Adică dacă se poate dulciurile, zahărul, să le eliminăm sau oricum cel mult ocazional, în cantitate mică, moderată, iar ceilalți carbohidrați, pâine, cartofi, orez, să reducem consumul. Sau să sunt anumite tehnici după care se pot și acestea consuma, nu în cantități mari evident, dar care să le scadă indice glicemic, pâine congelată, cartofii fierți sau cum îi pregătim și apoi răciți. În sfârșit am făcut mai multe clipuri pe subiectul acesta. Deci numai în acest fel putem să nu să activăm metabolismul, cum întreabă Mirela, ci pentru a inversa procesul prin care ne îngrășăm. În momentul în care mâncăm des, chiar dacă puțin, nu contează. Și mai ales asociem și cu carbohidrați, crește secreția de insulină. Iar o creștere a secreției de insulină pe o perioadă lungă din zi nu face decât să crească acumularea de grăsime în organism și să împiedice arderea grăsimilor existente pentru a se obține energie. Mecanismul este simplu. Îl putem inversa foarte ușor prin post intermitent și reducerea consumului de carbohidrați. Și în felul acesta slăbim. Iar un ajutor pentru postul intermitent, ca să revin la uleiul de cocos, este uleiul de cocos. Unii au dificultăți de a ține o pauză alimentară lungă, pe la ora 10-11 revine foame și este greu să reziste, poate chiar nu rezistă și întrerup postul. În acest caz, o linguriță de ulei de cocos dimineața, că este în cafea, că este în ceai, că e luată ca atare, nu are nicio importanță, nu face decât să reducă senzația de foame și astfel să ținem o pauză alimentară suficient de lungă pentru a ne încadra în postul intermitent, și reduce, foarte important, și pofta de dulciuri. Deci ne ajută la cele două elemente esențiale pentru a slăbi. Și în felul acesta nici nu ne chinuim și obținem și rezultatul scontat, iar postul intermitent, pentru că este un stil de viață, el se poate ține a la lung, pe timp nedeterminat, nedefinit. Eu sunt hotărât să-l țin toată viața, pentru că nu mă chinuie. În perioadele de, nu știu, de concediu, de sărbători, putem să ținem o variantă mai lejeră sau chiar să nu-l ținem deloc, nu are nicio importanță, câteva zile, pentru că apoi revenim foarte ușor la el, cum se întâmplă după această perioadă de sărbători de an. Și rezultatele se vor vedea rapid, pentru că în această perioadă insulina, chiar dacă ea crește, pentru că dacă nu-l ținem postul intermitent, ea va crește, nu are timp să se instaleze insulinorezistența, care a dispărut prin postul intermitent anterior, astfel încât rezultatele pe care le vom obține reluăm postul intermitent și reducerea consumului de carbohidrați, se vor vedea foarte rapid, în termen de câteva zile. Închei aici, vă mulțumesc, vă doresc încă o dată un an cât mai bun, să fim sănătoși și să ni se îndeplinească toate dorințele pe acest an. Numai bine, sănătate, la revedere!